evil has survived. A dark figure wanders in the east. Anul acesta se va lansa Diablo 2 Resurrected și, deși nu este nimic altceva decât un remaster al versiunii vechi, jocul pare promițător. Salutare, bine ați venit la Te România, eu sunt Alex și astăzi vom vorbi de ce Diablo 2 Resurrected nu va eșua cum a eșuat Warcraft 3 Reforged. În ultimii ani, compania Blizzard Entertainment a decăzut foarte mult în ochii fanilor, mai ales după nenumăratele controverse, fie că vorbim de banul lui Blitzchung în legătură cu Free Hong Kong sau lansarea dezastruoasă și minciunile pe care Blizzard le-au spus în legătură cu Warcraft 3 Reforged sau chiar momentul de la BlizzCon 2018 cu Diablo Immortal. The current plan is to be on mobile, both Android and iOS. We don't have any plans at the moment to do PC. Prof. Blizzard, cum să-ți întreb comunitatea dacă au telefoane? Încă din 2012, de la lansarea jocului Diablo 3, până și acesta a fost primit cu dezamăgire și nici măcar nu-l puteai juca în acea perioadă. Am așteptat un nou titlu și în anul 2018 aceștia au anunțat din greșeală titlul care nu se potrivea și anume Diablo Immortal și au primit un backlash bine meritat. Un an mai târziu, Blizzard anunță la BlizzCon 2019 Diablo 4 și ceva update-uri despre Diablo Immortal, dar nu cred că ne pasă. Cel puțin a trecut atâta timp încât nu pot spune că sunt nerăbdător pentru Diablo Immortal. Dar încă nimic despre un remaster pentru Diablo 2. Pentru mulți dintre cei de vârsta mea, Diablo 2 a fost primul action RPG pe care l-am jucat și multora ne-a făcut copilăria mult mai plăcută. Chiar dacă grafic este un pic învechit, dar ținând cont de vechimea de peste 20 de ani a jocului, este de înțeles acest lucru. Și anul acesta la BlizzCon Online s-a anunțat un remaster pentru Diablo 2, numit Diablo Resurrected. Acum, de ce am spus la începutul clipului că Diablo Resurrected nu va eșua cum a eșuat Diablo 3? Deși dezvoltat sub același nume, și anume Blizzard Entertainment, Diablo Resurrected este dezvoltat de către Vicarious Visions, un studio deținut de Activision ce au lansat jocuri cum ar fi Tony Hawk, Pro Skater și Crash Bandicoot. Iar acestea au fost primite foarte pozitiv de către fani și de către critici. Deși Blizzard Activision în ultimii ani au concediat foarte mulți angajați, chiar dacă au avut încasări foarte ridicate, Vicarious Visions au reușit să scoată doar jocuri bune și acest lucru îmi dă speranțe. Dacă în trecut Blizzard a lucrat la Warcraft 3 Reforged și probabil a fost forțat de către Activision să-l lanseze neterminat și cu foarte multe bug-uri, de data aceasta Blizzard nu își dorește încă un Warcraft 3 Reforged. Atât de mult încearcă Blizzard să ascundă sub preș Warcraft 3 Reforged încât la BlizzCon Online 2021 nici măcar nu a fost menționat. Deci, Diablo 2 este pe mâini bune, cel puțin din punctul meu de vedere și sper, după cum se pare, că anul acesta va fi lansat. În septembrie, dacă nu mă înșel. Eu am așteptări destul de mari legătură cu acest joc și sper să nu fie un fiasco cum a fost ultimul joc lansat de Blizzard. Spuneți și voi ce credeți. Va fi lansat cu succes Diablo 2 Resurrected sau va fi un alt joc plin de bug-uri, prost optimizat și cu promisiuni respectate, la fel cum a fost Warcraft 3 Reforged. Nu uitați să dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să crească acest canal. Eu sunt Alex și până data viitoare, v-am salutat! Hour, but it will be your greatest moment.